copila asta ta se întâlnește cu exact ce ți-am povestit zilele trecute. Ea a fost obișnuită să fie acceptată. Nu înțeleasă. Niciun copil nu se simte înțeles de părinți. Se simte înțeles de prieteni, se simte înțeles de oricine, mai puțin de părinți. Și copiii ăștia se obișnuiesc când a fi într-o situație a familiei în care nu sunt înțeleși, dar ei văd că sunt acceptați și prin asta ei nu își vor face un comportament de rezistență în lume. Ei fac un comportament greșit, cumva, dar perfect, pentru că îi va ajuta mai târziu să se dea cu capul de pereți și vor învăța prin greutățile vieții că lucrurile nu sunt așa cum le crede el. Și unii nu le vor învăța niciodată aceste lecții și vor rămâne în războiul vieții toată viața. Tu aici, ca mamă, poți să vezi lucrurile din afară puțin și poți să te detașezi de la rolul tău de mamă, să privești cum vă privesc eu pe voi. Și privește copilul ăsta al tău, care nu știu, are 20 de ani, care toată viața a fost protejat, toată viața a primit ce și-a dorit, toată viața a fost la căldurică, în a fi apărat de lipsuri, de nedreptățile de afară, a fost susținută întotdeauna de tine ca mamă, de fratele ei, ca bărbat pe stradă, ca îngrijitorul ei. Ea și-a format deja o peliculă al unui film, cum va derula viața. Ea așa crede că e viața. Până când va muri, ea crede că viața ei este într-o protecție din exterior, că toată lumea va înțelege ce cere ea. Și dacă nu vor înțelege, ori vor accepta. De asta copiii nu trebuie cocoloșiți și nu trebuie ajutați mult, dimpotrivă. Lăsați să cadă, lăsați să fie furioși, lăsați să fie în război cu tine de mici, pentru ca ei să-și construiască un sistem imunitar legat de viață. Așa cum îi învățăm să ia vitamina C și zinc, că vine iarna și îl protejează de răceli, așa să învățăm ce atitudine să ia în viață atunci când sunt atacați. Pentru că ei fiind învățați să primească orice și oricând și atunci când nu primesc, sunt acceptați să fie mofturoși, se închid în camera lor și avem atâta acceptare din partea noastră de a nu-i corecta, de a-i lăsa să trăiască acolo în tăcere muțenia lor și pedepsa lor, pentru că ei ne pedepsesc prin tot ceea ce ei ripostează. De data asta tu privești acest copil care nu e al tău, îl privești în viața altora și o să observi că acest copil este dezbrăcat de experiență și de o realitate în afara familiei, ceea ce din afară primește exact inversul la tot ce știe el ca experiență de viață. Toate programele lui mentale sunt invers la ceea ce ea se întâlnește acum în afara familiei. Este greu pentru ea, iar tu poți să fii pentru ea un răspuns la toate lucrurile, la toate nemulțumirile, pentru că problema nu sunt în familia aia unde ea e acum, gândindu-se că poate face o familie cu un băiat care are în jurul lui mamă, tată, 5 frați, nepoți, cumnați, cumnate, toată o lume acolo, vilă lângă vilă, casă lângă casă, muncă lângă muncă, un batalion de oameni care vin din alte principii, din alte reguli ale vieții, vin cu alte programe care îngreunează mintea ei, iar ea vine dintr-o viață unde totul s-a întâmplat între frate, mamă și tată, într-o zonă foarte liniștită, unde i s-a creat tot confortul posibil pentru a se dezvolta un copil care nu înțelege ce se întâmplă în afara vieții ei, după gardul ei, în țarcul ei. Ea a trăit într-un țarc protejată.
ca și cum un cățeluș de casă, îl învățăm să mănânce de la farfurioară, doarme cu noi în pat și dintr-o dată se pierde pe stradă. Și apar mașinile, apare un zgomot, apare un copil care aruncă cu o botă și încep loviturile vieții. Viața reală nu-i aici, lângă noi, unde noi avem omenire să îi întreținem și să îi îngrijim până la 16 ani, 18 ani, poate 20. Noi nu-i pregătim pentru viața de dincolo de 20 de ani. Noi îi învățăm doar cum să câștige în viață, nu îi învățăm cum să piardă. Repet, problema nu este la acea familie, pentru că ea, dacă se va duce la alte 10 familii, ca experiment, să vadă dacă ea va reuși în alte 10 familii într-un an de zile să-și găsească bărbatul ideal, nu-l va găsi. Nu va putea. Ea va căuta un șablon pe care l a produs ca și program familia ei. Ea va căuta acest program. Va căuta un bărbat care să fie ca tatăl ei, în ascultare de femeia lui, supus femeii lui și ea să fie capitanul acelui bărbat. Ea asta va căuta, ea asta a învățat toată viața ei. Nu-i se va potrivi niciun bărbat, orice îi va oferi, asta a fost viața mea, astea sunt descoperirile mele în sânge, în moarte și viață. Ți le spun pentru că mi-a trebuit o viață să înțeleg ce nu funcționează în mine. Iar ceea ce tu mă ceri să-ți dau un sfat este exact ceea ce este viața mea și despre mine și cred că e vorba despre toate femeile la nivel global, la nivel de planetă. Pornim de acasă cu o imagine despre viață și căutăm acest șablon, acest mod de viață în afara noastră. Nu ne plac bărbații de niciun fel, nu ne împlinește nicio lume, nu ne împlinește niciun alt gen tip de viață decât cel pe care noi l-am memorat de mici în sânul familiei și îl căutăm disperate în toate părțile, căsătorindu-ne, făcând copii, abandonând bărbații, abandonând situații, abandonând locuri de muncă, depinde fiecare cu cât sunt de grave aceste programe și cât de repede le depistează, cu care să lucreze în minte. Ne trezim că nu ne adaptăm la locurile de muncă pentru că și acolo șeful nostru nu seamănă cu tatăl nostru sau șefa noastră nu seamănă cu sau colega noastră nu seamănă cu mama noastră. Ce să mai spun de soacra noastră care nu seamănă cu mama noastră? Cu cumnata noastră care nu seamănă cu fratele nostru? Și uite cum ne vedem noi băgați într-o înverșunare, luptă de viață și moarte cu lumea din jur, fiind împotrivă la tot ce vine din față, punând obloane ochilor de a privi lumea din afară cu drag. Copii care nu au trăit foarte mult în afara familiei, care nu au fost lăsați să trăiască în experiențele lor personale, fiind protejat să nu cadă, să fie cât mai protejat să nu se piardă într-o lume care e afară, vine ziua în care provocarea vieții îi duce afară în această viață care e de fapt viața reală și cu care ei vor trebui să se confrunte. E acel ring de box de care noi am ferit să nu ia pumnii în nas, care de la un punct ei trebuie să intre în acest ring. Viața și mai ales zona de căsătorie, zona în care se unește polul nord cu polul sud, care nu seamănă deloc, care nu au nimic în comun și ei trebuie să găsească o soluție. Iar soluția aia nu există. Poți să mergi la popi, poți să mergi la biserici, voi ați crescut cu o biserică strictă, acolo v-a învățat cum că Dumnezeu e doar bun și că Dumnezeu te ajută. Și când te lasă în lumea de afară, în afara protecției familiei, viața intră în ringul de box, acolo vine Dumnezeu și îți dă cu pumn și ți dă la disperare. Și noi spunem, unde-i Dumnezeu la care noi ne-am închinat? Unde-i Dumnezeul ăla în care noi l-am știut bun? Ce am făcut greșit de m-a lăsat acum să iau pumni în ringul de box și nu se mai opresc pumnii?
și ajungem să creștem copii singure, de frică să nu fie loviți de acești pumni care vin din toate părțile și de peste tot, inclusiv de la tatăl lor. Inclusiv pe tatăl lor l-am văzut vinovat și credeam că este un dușman, tatăl copiilor mei, credeam că este dușmanul copiilor mei. Pentru că el începea să-i corecteze, iar mie nu-mi plăcea modul lui de a-i corecta. A trebuit să-i corecteze viața. Și a trebuit să-i corecteze viața cumva, dându-mi lecții. Cum trebuie să fie omul care se naște pe pământ? Gol vine și gol pleacă. Iar noi, ca părinți, ne însușim niște drepturi, să-i educăm într-o formă a societății, să fie buni în societate, pentru societate, să fie slugi perfecte pentru o lume imperfectă. Nu, nu, tu spui că nu-i îndrăgostită, bine, dar și dacă ești de îndrăgostită de cel mai îndrăgostit om din lume, îndrăgosteala după toate formele științei, în toate formele studiate, persoanele, nu durează mai mult de un an. Hai să dureze doi. Orice îndrăgosteală trece. Cu cât trece mai repede, cu atât îți iei rolul real al vieții. Deci cu cât trece mai repede îndrăgosteala, cu atât ești tu mai echilibrat. Și cu atât înveți cum să pășești într-o lume nouă, căsnicia. Ea, chiar dacă se va îndrăgosti de altcineva în care ea să-și piardă mințile, acolo vei avea și mai multe conflicte. Acolo va apărea gelozia, va interveni orice sentiment în extremă. În momentul ăsta ea nu este într-o extremă, ea este într-un echilibru, e foarte bine unde este ea acum. Dar ei se pare că tot ce vine din fața ei vine pentru a-i deranja ego-ul ei, prin care ea devine frustrată, că toată lumea e problemă, toată lumea îi creează ei disconfort, că toată lumea are ceva cu ea. Ea nu vede de fapt că în tot ce ea conține ca informație, ea are un program prin care vede viața. Păi dacă tu spui pe ochi ochelari cu culoarea galbenă, tu vezi lumea în culoarea galbenă. Dacă tu îți pui pe ochi ochelari cu culoare albastră, tu vezi o lumea cu culoare albastră. Păi ea vede lumea prin ochii tăi, a mamei, a tatălui, a fratelui, a bisericii, prin care ea a fost crescută să vadă lumea. Lumea reală nu e aia pe care ea o cunoaște. Riscul acum e că ea, orice va face, orice pas în lumea sălbatică de afară, care nu conține, care nu are programul din ea, nu conține programul ei, ea se va trezi în fața unui ring de box. Viața în afara programului ei este un ring de box. Ea va da vina pe tot ce aude, pe tot ce face, pe tot ce percepe, pe tot ce se întâmplă în jurul ei. Ea va da vina pe toți oamenii și nimeni nu o acceptă. Și uite așa, femeile ajung să se restrângă, să se retragă, să crească singure copiii, să se fugă de bărbați, pentru că ei sunt cauza problemelor lor. Și fug de tot ce e mai frumos în viață, pierzând echilibrul între femeie și bărbat, pierzând pământul de sub picioare, iar ele vor aripi, când noi, Dumnezeu, ne-a dat picioare să străbatem pământul. Ea vrea aripi, femeia vrea aripi, pentru că prin aripi ea crede că se salvează de această viață, când de fapt noi suntem destinate acestei vieți și este o viață minunată între suflet și om, între Dumnezeu, între om, suflet, pământ. E o legătură extrem de bine împletită de Dumnezeu, prin care noi trebuie să ajungem la un final în care să ne întâlnim cu Creatorul. Acolo, pentru totdeauna, undeva. Sau nu pentru totdeauna, nu știm care va fi cursul celuilalt loc, spațiu și timp. Dar știm că aici pe pământ, prin noi, prin modul de a vedea, a percepe și a simți viața, prin programele din care noi venim, creăm exteriorul nostru,
creăm ce se întâmplă în jurul nostru. Noi creăm realitatea de afară în funcție de realitatea din interiorul nostru. Cine nu ne poate învăța, mama, tata, școala, religia, nu ne învață că problema nu este în afara noastră, că este în interiorul nostru. Noi nu putem schimba lumea, să se comporte lumea la modelul nostru interior, ci noi putem să învățăm cum să schimbăm programele noastre interioare ca ele să se modeleze după lumea din exterior. Noi putem să modelăm viața noastră, percepția noastră, atitudinea noastră, în funcție de cum este exteriorul. Dacă cu un om mă întâlnesc și el este blând, eu pot să mă modelez după blândețea lui. Dacă eu mă întâlnesc cu un om agresiv, eu pot să mă modelez după agresivitatea lui. Și cum? Doar privind pe Dumnezeu în omul din fața noastră. Când privim pe Dumnezeu în omul din fața noastră, și atunci noi considerăm că Dumnezeu nu este doar în noi, cum ne învață religia. Dumnezeu este în fiecare suflet, în fiecare om, în fiecare susur, în fiecare energie, în fiecare ființă de pe pământ și poate de pe planete și poate din universuri, nu știm. Dumnezeu e creatorul tuturor. Când noi vedem pe Dumnezeu în omul de lângă noi, că așa spune, să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dacă noi nu-L vedem pe aproapele nostru întruchipat Dumnezeu în El, noi o să ne comportăm cu aproapele nostru ca fiind niște oameni inferiori, noi fiind superiori, noi fiind niște oameni divini, ei ceilalți vin din zona întunecatului, vin din iad să ne distrugă și începe lupta, încep războaiele și războaiele astea merg până la moarte și merg cu toți bărbații și cu toate soacrele și merg cu toată lumea care nu-i cum vrem noi să fie, când lumea nu poate fi cum vrem noi. Noi nu am venit pe pământ să schimbăm lumea după placul nostru. Noi am venit cine știa câtea miliarde, generație, miliarde, triliarde de generații de oameni și niciun om nu a putut să-l schimbe pe celălalt. Doar s-a schimbat pe el distrugându-se. Singura planetă unde noi putem interveni este interiorul nostru și în jurul nostru un metru pătrat. Asta e planeta noastră. Planeta asta este în obligația noastră, este în puterea noastră să intervenim. Noi, în noi și cu noi. Dar de la noi încolo nu mai avem nicio putere să facem ceva ca totul să vină cum vrem noi. Singurul lucru care ne poate ajuta să putem trăi în armonie este să-L vedem pe celălalt ca Dumnezeu întruchipat în El, iar eu să-L iubesc așa cum este, să-L accept așa cum este și să spun ce vrea El. Vrea să spun da la ceva? Da! Că ce mă costă să spun da? Mă costă nimic să spun da, dar dacă spun nu, mă va costa totul. Mă va costa războaie, mă va costa pierderi, mă vor costa suferinți și sunt în conflict, începând de a fi în conflict cu mine, până la a fi în conflict cu lumea, cu toată viața din jur și inclusiv cu Dumnezeu. Eu sunt în conflict cu Dumnezeu. Aici punem pe Dumnezeu Cel care ne va da pălmi din față. Cât timp noi luptăm cu Cel din fața noastră, luptăm cu însăși Dumnezeu și vom primi ceea ce trebuie. Suferință. Da, de acord cu tine. Pentru că tu ești salvatorul ei și ai un rol important de a salva-o. Uite că mama ta nu a luat rolul ăsta de a te salva și de a te ține lângă ea și ai avut două căsnicii și ai locuit în două țări și ai trecut munții și văile ca tu să pe jos, prin frig, prin ploaie, atunci când se fugea peste graniță. Nu te-a protejat mama ta și tu prin astea ai căzut. Dar căzând, ai învățat cum să stai în picioare. Dacă tu vrei să o salvezi de a nu suferi, ea va cădea tot mai mult și va suferi tot mai mult. Pentru că lecțiile tale nu sunt și lecțiile ei. Ea prin ceea ce trebuie să trăiască, trebuie să trăiască pentru binele ei. Prin durere și suferință vom găsi un bine la final.
Un bine prin care viața o va învăța cum să stea în picioare. Dacă noi copiii de mici îi ținem în brață până la 5 ani și ei nu știu cum e să pășească pe jos, ei vor pierde cei mai importanți ani ai experienței, viața pe pământ. Cum să pășești, să poți să-ți menții un echilibru legat de corpul tău, legat de mintea ta, de senzorii tăi, de percepția ta, de tot ceea ce are corpul în el și de a-l pune într-o mișcare în care Dumnezeu ne-a pus să ne ridicăm și să umblăm pe pământ. Vaca face un pui și după 10 minute puiul se ridică și se duce la țâța vacii și suge lapte. Calul la fel, girafa la fel. Sunt niște animale, sunt niște mamifere foarte, foarte, foarte pline de iubire, care își cresc puii ca noi mamele, oamenii. Eu le numesc oameni, mame, mame umane. Ce se întâmplă? Ele trăiesc în jungle, trăiesc în anumite zone, anumite animale trăiesc, mamele cu puii lor, elefantele. Trăiesc în locuri foarte periculoase, unde tigrul, jaguarul, leul vine să le sfâșie puii. Și ele ce fac? Nu pot să-l ducă în spate puiul. Ele nu pot să-l apere. Ele îl apără. Dar ce se mai întâmplă aici? Ele îl învață cum să se apere. Prin creșterea lui. Până la un punct. După care puiul riscă viața. Face cum poate el și mulți. Copiii noștri sunt la fel. Mulți rămân mici, căzuți, învinși, depresivi. Pentru că lumea nu le stă la picioare cum au fost învățați, cocoloșiți de noi mamele. Și ei nu știu să se apere. Și dacă nu o fac de mici, în timp real, în timp ireal, îi costă. Îi costă mult și ne costă și pe noi. Și eu văd asta cu fiul meu mare. Cu ăla mic, văd inversul. Acolo unde l-am lăsat pe el să cadă, îmi arată puterea. Unde n-am lăsat să cadă, îmi arată slăbiciunea. E greu pentru mamă, e foarte greu. Da, îmi place cum sună. Fă cum simți tu. Dumnezeu să lucreze cu iubire, dar poate că El va lucra cu durere și nu știm de ce. Dar până la urmă, lucrează pentru a ne coborâ mândria noastră prin eșecuri, prin a ne coborâ ego-ul la nivelul iubirii divine. Deci iubirea divină este undeva într-un punct. Noi ieșim din zona asta căutându-ne binele nostru. Eu acum, prin experiența vieții, eu nu m-aș vedea pe mine acum căutându-mi binele meu. Eu m-aș uita ce bine aș putea eu să văd în acest om, cum aș putea eu să văd binele lui prin mine. Ce aș putea eu contribui la viața lui pentru binele lui? Eu nu m-aș gândi la binele meu. Și căutând binele celuilalt, Dumnezeu va găsi binele nostru și ne-l va da din plin. Așa e Dumnezeu, așa e cuvântul. Dacă eu mă gândesc la binele meu, că am o experiență cât 100 de vieți și 1 miliard de femei, mă gândesc la binele meu, nu-i nimic, mi-a reușit totul în viață, totul, dar tot ce am reușit a fost ca să mi se îngreuneze pălmile. Și eșecul între bărbat și femeie. Eșecul vieții e cel mai important lucru de pe pământ. Fericirea în casa ta. Fericirea lângă cel care să-ți ofere echilibru. Eu căutând echilibrul în modul meu de a mă apăra, de a mă fixa, de a-mi dori un bine, mai bine decât poate fi alt bine care mi-l vrea Dumnezeu, gândindu-mă la binele meu și nu mă gândesc la binele celuilalt, o să primesc inversul la ceea ce mi-am dorit. Și în lumea asta așa funcționează. Asta este Dumnezeu. Să-i spui că tot ce nu-i place ei, tot ce nu-i place ei, o face puternică. Eu eram obsedată de ce nu-mi plăcea în afara mea. Eu eram fixată să văd care e secretul acolo care îmi deranjează mie interiorul, dar n-am știut că interiorul meu programează exteriorul.
N-am știut că ce e în mine se întâmplă în afara mea, că ce gândesc eu în mintea mea se va gândi universul și va face și se vor forma lucrurile la exact ceea ce e inversul la ce-mi doream. Dar acum îți spun că tot ce o doare pe ea acum, și sunt zile care trebuie să mai stea acolo în România și presată de lucruri care ea nu și le dorește, de oameni pe care ea nu-i vede viitorul ei, așteptând un avion care să o întoarcă peste 6 zile, toate zilele astea sunt o presă, sunt un tăvăluc puternic, unde ea este prinsă și nu-și dorește. Spune așa, că orice presiune care vine asupra ei, să nu lupte, să accepte și să învețe. Pentru că asta e o situație nouă din care ea are de învățat pentru următoarele situații din viață. Ea va învăța acum. Ea va simți încet în viață că această lecție a ajutat-o înspre a se obișnui cu lumea asta din afara ei. Ea nu poate să fugă de pe planetă. Ea nu poate să stea lângă mama toată viața atunci când din afară va primi confruntarea. Bărbatul ei e confruntarea vieții. Păi nu asta e de fapt suferința umană? Confruntarea cu cel din fața ta la toate nivelele? De la mamă, fiu, copil, frate, soră, apare bărbat, femeie, apare șef, șefe, apar business, apar banii. Totul e în conflict cu totul. Iar lumina lui Dumnezeu privită prin acceptare, prin a-l accepta pe celălalt așa cum e el, asta este cheia, cheia în univers, cheia la suflet, cheia la pace, cheia la unirea sufletelor, la îndrăgostirea sufletelor. Oamenii care au indulgență, acceptare, ascultare la celălalt, eu le-am avut astea înainte, m-au dus la succes, la un succes infinit, la succesul inimilor, la succesul sufletelor, la succesul banilor, la succesul oricăror lucruri care nu se puteau împreuna, eu le împreunam, prin ascultare și acceptare. Dar nu-i suficient. Cheia este Dumnezeu, peste tot și toate, în acceptarea iubirii divine. Una e acceptarea divină și una e să asculți un om prin inteligența ta, simțurile tale, într-adevăr că ajungi la un final bun, dar nu ajungi acolo la suflet care îți umple golul, golul de a căuta ceva mai bun decât altceva. Ea va căuta toată viața și tu ca ea, ceva mai bun decât altceva. Undeva se vor împărți lucrurile tot timpul. Ceva mai bun decât altceva, un om mai bun decât altul, o situație mai bună decât alta, un loc de muncă mai bun decât altul, unde noi nu vom funcționa în funcție de ce vine și de ce se întâmplă afară. Vom funcționa în funcție de cum privim, de cum simțim noi prin forma ochilor pe care noi îi avem formați din familie, formați prin ego-ul pe care ne-l creștem zi de zi, ca lucrurile oamenii și toate lucrurile să se întâmple așa cum credem noi că e bine. Nu e bine ce e bine, e bine ce vine. Ceea ce vine este perfect, primit, acceptat și iubit. Ștampila lui Dumnezeu, iubirea divină. Femeia trebuie să meargă după bărbat și nu bărbatul după femeie. Dacă ea ar avea un business în Italia, în Torino, dacă ea ar avea o casă unde ea a investit, dacă ea ar avea un loc de muncă în care ea a investit ce știu eu câți ani, și atunci nu vine bărbatul spre ea, este o alegere aici care o pune lucrurile puțin ciudat în balanță, dar aș înțelege că ea n-ar putea să plece în Franța pentru lucrurile care o țin, multe lucruri care o țin. Deși în iubire ar trebui să renunțăm la orice și să renunțăm la materie pentru iubire. Așa e Dumnezeu. Așa sunt lucrurile divine. Întâi familia și apoi lucrurile celelalte. Noi punem inversul. Punem lucrurile materiale și apoi familia. În cazul ăsta,
Faptul că ea nu are nimic în Italia, nu are nici de o școală de făcut, nu are o meserie, nu are un viitor decât are o mamă și un tată, ăsta e un capriciu. Asta e un capriciu al femeii întreținute, care vrea să fie întreținută, dar numai cum vrea ea. Unde vrea ea? Păi să-și lase bărbatul acolo limba, să-și lase relațiile, până când el a crescut într-o țară străină, a suferit, a îndurat, îndură în continuare și el are nevoie de o susținere feminină care să-l ajute în greul vieții, cu care să facă copii. El nu vrea să se căsătorească cu mama ei, el nu-i cere nimic acestei ființe pe care el o iubește și își dăruiește tot. Și vine fata cu capricii din partea Italia și spune, păi nu, nu se întâmplă cum vrei tu, se întâmplă cum vreau eu, păi din start, ea a pus piciorul în capul lui Dumnezeu. E din start aici, a privit lucrul ca un... Ia-i șarpele aici, șarpele viclean, femeia care manipulează bărbatul și începe cu stângul din start. Pornește cu stângul din start. Vine Dumnezeu și o să-i pună stop. O să vină altul care nu o să-i mai ofere atâtea posibilități și lucruri, protecție pe care acest om îi le pune la picioare. Și o să se iubească și o să-l iubească pe unul care nu-i oferă nimic. Și nu o să-ți placă. Și o să vină inversul acestui om. E foarte grea această alegere între a lăsa totul și a pleca după bărbatul tău și a-ți face o viață cu el și Dumnezeu pe urmă le așează încet, vin toate spre ea, că așa a îngăduit-o pe Estera, la final împărăteasa a salvat poporul ei, chiar dacă era riscul vieții întregi, ea prin iubirea asta devotată a primit îngăduințe la împărat. Apoi așa primește și femeia atunci când se duce spre bărbat cu iubire. Ea vrea totul. Și pe urmă ea știe ce va fi? Că dacă el vine spre ea în Italia, știe ce va face ea? Ea va fi capul. Păi el a făcut ce am vrut eu. Păi stai că l-am adus, l-am făcut micuț. Aici el nu știe limba. Păi aici a zis eu șeful. Unde-i zic eu, așa se face. Păi el nu știe nici să vorbească. Păi stai că unde traduc eu? Eu sunt doamna translator. Și uite cum s-au învârtit polii. Polul de la nord s-a dus la sud și uite așa încep cu tremurele. Și vai de ea, femeie.